Săptămâna Mare este o înșiruire de evenimente extraordinare, de un dramatism extraordinar și dense ca și învățătură. Domnul Iisus Hristos încerca să-și învețe, să-și pregătească ucenicii pentru marele eveniment ce urma peste câteva zile, moartea lui Dumnezeu pentru păcatele omului. Agonia din Ghețimani. Marcu, capitolul 14, de la versetul 26 la 42. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El i-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai departe, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râfnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că i se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Destul. A venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Lucrurile se precipitau. Când au pornit spre Ierusalim, știau că sunt în pericol. Domnul Iisus i-a anunțat cu privire la moartea lui iminentă în repetate rânduri. Domnul Iisus i-a anunțat că vor veni vremuri grele peste Israel și implicit peste ei. Domnul Iisus i-a anunțat că va fi trădat de unul dintre ei. Și ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, îi mai și anunță pe ucenici că toți se vor lepăda de el. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar modul în care o face este unul care să nu-i lase în pragul disperării. Mereu și mereu, preocuparea Domnului Iisus este pentru binele ucenicilor lui. Această citare a prorociei din Zaharia nu este făcută cu scopul de a-i condamna pe ucenici, ci dimpotrivă. De ce menționează Domnul Iisus faptul că ei urmează să se lepede de El? Ca să îi apese, ca să-i condamne? Nu, dimpotrivă. De ce? Odată, pentru a le oferi un sprijin, pentru a le arăta că El deține controlul întregii situații. Nu disperați, în alte cuvinte. Lucrurile nu mi-au scăpat din mâini. Nu se întâmplă decât ceea ce trebuie ca să se împlinească Scriptura. Ioan în Evanghelia se sublinează rolul acestor descoperiri făcute înaintea împlinirii lor. Ascultați-l pe Ioan vorbind, Ioan 14, de exemplu, cu 29. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. De ce le spune Iisus ce se va întâmpla cu privire la lepădarea lor? Ca să aibă un sprijin. Tot Ioan 15, versetul 11: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ioan 16, cu 1: v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.
Ioan 16 cu 33. V-am spus acest lucru ca să aveți pace în mine. De ce le spune Domnul Iisus că se vor lepăda de el? Ca să-i condamne? Nu. Ci ca să le fie un sprijin, ca să nu fie doborâți de atâta amărăciune, de lucrul rău care îl vor face, să știe, am fost avertizați, el știa, se aștepta la asta. Chiar dacă lumea ta pare să se năruie, adu-ți aminte, așa cum ucenicilor le putea folosi cunoștința faptului că Domnul Iisus permite istoriei să se desfășoare în acest mod, tot așa azi, el știe ce se întâmplă cu tine. Nu ești singur, El este cu ochii pe tine, nu a scăpat hățurile, trăsurii tale. Domnul Iisus se află în spatele scenei, chiar dacă nu-L poți vedea. Un alt argument în favoarea unei astfel de înțelegeri a anunțului Domnului Iisus, nu o condamnare, ci o mână întinsă, este versetul 28. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Observați un mesaj foarte personal. Deși voi toți vă veți lepăda de mine, eu nu mă voi lepăda de voi. Eu nu am să vă răspund cu aceeași monedă. Eu nu vă întorc spatele. Eu, dimpotrivă, vin să vă caut în Galileea. Mă întorc la voi. Ar fi posibil ca aceste cuvinte, această învățătură să fie un mesaj pentru cineva dintre cei care ne urmăresc? Te-ai lepădat de Domnul Iisus în anumite împrejurări, din diferite motive? Cândva ai fost cu El, al Lui, dar te-ai întors din drum? Chiar dacă tu te-ai lepădat de mine, zice Domnul Iisus, eu nu mă lepăd de tine. Eu sunt gata să-ți ies înainte. Dacă suntem necredincioși, spune Pavel în 2 Timotei capitolul 2, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. De ce le spune Domnul Iisus înainte de a se întâmpla că se vor lepăda de el? Nu ca să-i condamne, ci ca să le ofere un sprijin, în primul rând, și în al doilea rând, pentru întărirea credinței lor în timp. Împlinirea prorociilor cu privire la sine demonstrează mesianitatea lui peste timp. Când credința le va fi pusă la încercare, amintirea faptului că Domnul Iisus Hristos le-a spus dinainte ce se va întâmpla, le poate întări credința. Un fel de nu uita ce a făcut Dumnezeu ca să știi ce poate face. Și textul nostru merge mai departe. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. Tendința noastră este să fim duri cu Petru și îl privim cu o oarecare condescență. Cred că Petru este omul impulsiv. Sau mai bine zis, Petru, omul impulsiv, a învățat lecția blândeții, a ieșirii din competiția afirmării de sine. De unde știm aceasta? Să nu uităm că Marcu a scris Evanghelia sub călăuzirea lui Petru. Slăbiciunea aceasta lui Petru este menționată aici cu aprobarea lui. Numai un om care a învățat lecția blândeții este în stare să-și arate punctele slabe, să se coboare pe sine în ochii tuturor, celor de atunci și de peste veacuri, să-și recunoască micimea, m-am dat mare și am căzut. Petru nu caută să iasă bine, neșifonat în ochii viitorilor ucenici al lui Iisus. Relatează faptele așa cum au fost, chiar dacă acesta îl prezintă pe el într-o lumină negativă. Știm că numai la câteva ore urma să fie intimidat de o slujnică. Poate aici se află o altă învățătură pentru unii dintre noi, lecția blândeții, a renunțării la afirmarea de sine. Să nu ne supraestimăm puterile când o facem. De fapt, ne pregătim pentru cădere. Astfel, dar, spune Pavel, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Vrei să știi dacă te supraestimezi în cele spirituale? Răspunde-ți atunci la o întrebare de diagnosticare. Crezi că ești deja imun la anumite păcate? Că anumite păcate nu te mai pot atinge? Dacă da, te supraestimezi. Ai grijă.
Narațiunea merge mai departe. Versetul 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani. Din start, chiar numele grădinii are ceva de comunicat. Ghețimani înseamnă presă de ulei, locul unde măslinele sunt zdrobite și presate ca să iasă uleiul din ele. Chiar acolo, Fiul lui Dumnezeu urmează să fie zdrobit în Duhul Lui, în presa calvarului ce urma să-L experimenteze. Și narațiunea merge mai departe. Și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai departe, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. Și aici putem întrezări deja o primă învățătură pentru noi. În momentele grele, de răscruce, aleargă la Tatăl Ceresc în rugăciune. Domnul Iisus știa ce urmează. Era înspăimântat, mâhnit și întristat. Ce urma să facă era radical. Frământarea era atât de mare încât broboane de sânge amestecate cu sudoare îi curgeau pe față, ne spune Luca. Așa că ce face Domnul Iisus într-o situație de extremă durere? Se roagă înaintea Tatălui. Nu este acesta un exemplu și practic un mesaj pentru noi toți? În momentele de mare necaz, în vremuri de restriște, apelează la rugăciune. Retrage-te undeva și spune-i lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu și neacă durerea în alcool sau calmante, ci și o neacă în prezența Tatălui Său. În momente de mare necaz, în vremuri de restriște, caută sprijin la cei apropiați ție, oameni al lui Dumnezeu. Domnul Iisus și-a luat ucenicii cu El, cei mai apropiați, să fie aproape, să vegheze împreună cu El. În momente de mare necaz, caută sprijin și la cei apropiați ție, la oameni de încredere al lui Dumnezeu. În momente de mare necaz, focalizează-te pe scopul lui Dumnezeu cu tine, și anume să te facă asemenea chipului Fiului Său, ca să poți face față veșniciei în prezența Lui. Asta este ceea ce Domnul Iisus poartă în rugăciune, ceea ce ține de scopul misiunii Lui. Relatarea lui Luca completează tabloul. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Oare ar fi ceva de învățat și din aceste detalii? Unii afirmă că versetele din Luca sunt contrafăcute. Unele manuscrise omit referința aceasta. Oare de ce? Probabil că ciudățenia ei, incapacitatea de a o armoniza sau de a armoniza nevoia de ajutor a naturii umane lui Iisus cu natura sa divină, i-a determinat pe unii scribi să o omită în anumite manuscrise. Dacă însă le acceptăm ca autentice, care ar fi sensul lor? De ce ne se dau aceste detalii în ce privește agonia Domnului Iisus în Ghețimani? Partea umană a Domnului Iisus avea nevoie de susținere, așa cum și noi avem nevoie de susținere. Ne învață ceva cu privire la răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Și anume, deseori răspunsul lui Dumnezeu este ajutorul de a purta povara, nu de a o înlătura. Asta cred că înseamnă cuvintele lui Luca, relatate în Luca. Deseori răspunsul lui Dumnezeu este ajutorul de a purta povara, nu de a o înlătura. Te afli într-o situație pe care Dumnezeu nu pare să vrea să o înlăture? El este acolo lângă tine, ca să-ți dea puterea de a-ți purta povara. Poate îngerul lui este acolo ca să te întărească. Poate nu mai trebuie să ceri izbăvirea din situație, doar izbăvirea prin situație, doar puterea de a o purta. S-ar putea să fie o lecție pentru unii dintre noi. Am ajuns în punctul în care nu putem evita o întrebare validă. Dacă Iisus știa care este voia Tatălui, de ce a mai agonizat în grădină?
Domnul Iisus a venit în lume tocmai ca să împlinească această voie. Știa de la început. Atunci de ce s-a rugat cum s-a rugat? El zicea, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Eu nu cred că Domnul Iisus vroia să se retragă din misiunea lui. De-a lungul vieții sale s-a îndreptat hotărât spre scopul cu care pornise. N-a ezitat niciun moment. Agonia Domnului Iisus nu era cauzată de necesitatea împlinirii voii Tatălui, ci de ceea ce presupunea voia Tatălui. Nu ascultarea sa de Tatăl era chestionată aici, ci conținutul ei. Care este conținutul ei? Modul în care trebuia făcută, ce conținea ea? Durerea și moartea fizică? Durerea pricinuită de purtarea păcatului nefăptuit? Abandonarea trebuia să-l poarte singur? Îndurarea mâniei propriului tată? Domnul Iisus Hristos urma să devină obiectul urii intense a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Obiectul răzbunării împotriva păcatului pe care Dumnezeu a acumulat-o de la începutul lumii. Acele cu faimoase cuvinte, Eli, Eli, lama sabachthani, strigătul acesta cuprinde în el grozăvia despărțirii de Dumnezeu. Sufletul lui era întristat, înspăimântat, nu de moarte, ci de consecințele ascultării de voia lui Dumnezeu. Acestea l-au condus la agonie. Era coliziunea între două lumi, natura sa divină și natura sa umană. Depărtează de la mine paharul acesta. Ce să reprezinte paharul acesta? După cum am văzut, nu reprezintă voia lui Dumnezeu. Paharul reprezintă mânia lui Dumnezeu pe care toți cei răi o merită. În repetate rânduri în Scriptură întâlnim această metaforă a paharului care reprezintă urgiile lui Dumnezeu. Psalmul 75:8, furia lui Dumnezeu împotriva păcatului, o întâlnim acolo. În Isaia 51:17, scoală-te Ierusalime care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până la fund potirul amețelii. În Ieremia 25:15, ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să bea toate neamurile la care te voi trimite. Domnul Iisus, văzând ce înseamnă oroarea Calvarului, să fie făcut păcat, să fie blestemat ca și un păcătos, să devină obiectul mâniei propriului tată, se întreabă dacă nu cumva exista și o altă cale dreaptă de răscumpărare și îndreptățire a oamenilor? Numai că cerul a tăcut, așa că Domnul Iisus a continuat. Totuși, facă-mi-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Agonia din Ghețiman este justificată. Domnul Iisus a băut cupa mâniei fără milă a lui Dumnezeu pentru ca noi să putem bea din cupa milei fără mânie a lui Dumnezeu. În vremuri de suferință, oamenii doresc să știe care va fi finalul sau măcar să știe motivul pentru care suferă. Domnul Iisus a știut și finalul și motivul pentru care suferea. Și cu toate acestea, agonia lui a fost una extremă. Dacă Domnul Iisus, care știa finalul fericit, a agonizat la înțelegerea grozăviei despărțirii de Dumnezeu, atunci ce grozăvie trebuie să presupună iadul, despărțirea definitivă de Dumnezeu, locul unde Dumnezeu nu se mai implică să ne protejeze. Și mai este un singur lucru. Domnul Iisus trebuia să o facă singur. Ce altceva să însemne neputința ucenicilor de a sta treji? În ce privește lucrarea de răscumpărare și îndreptățire a omului, întreaga lucrare, întregul merit este al Domnului Iisus. Omul nu poate face nimic, nu poate lua parte la ea. Incapacitatea ucenicilor de a sta treji, de a participa cu Iisus în lupta aceasta, nu face altceva decât să ne spună acest adevăr, să ne dovedească simbolic încă o dată că întreaga lucrare de răscumpărare și îndreptățire a omului îi aparține lui Dumnezeu.
noi nu putem face nimic. Este ceva ce doar Fiul lui Dumnezeu putea face. Omul poate doar primi lucrarea Fiului lui Dumnezeu sau o poate respinge, nu o poate face. Să nu uităm. Domnul Iisus a băut cupa mâniei fără milă a lui Dumnezeu pentru ca tu să poți bea din cupa milei fără mânie a lui Dumnezeu.